cu casa închisă se joacă sâmbătă 25 noiembrie 2023 de la ora 11.30 de minute în sala studio Liviu Ciulei, spectacolul Rapunzel, o adaptare de Cristian Mitescu. Spectacolul muzical pentru copii Rapunzel este realizat după textul fraților Grim a regia lui Cristian Mitescu. Piesa este o adaptare modernă a poveștii originale, fiind folosit un limbaj contemporan, în versuri. Rapunzel este o prințesă răpită de o vrăjitoare din sânul familiei regale. În demersul de a scăpa, aceasta este ajutată de un tânăr, cei doi îndrăgostiți ulterior. Povestea de dragoste triumfă tinerii rămânând împreună în ciuda împotrivirii vrăjitoarei care se hrănea cu tinerețea fetei. Tot sâmbătă, dar de la ora 19, actorii Teatrului Toma Caragiu din Ploiești vor prezenta spectacolul Cântăreața Chială de Eugen Ionescu, în regia lui Cristian Ban. Regizorul crede că textul lui Ionescu e un mijloc bun prin care, cu umor, putem încerca să privim spre viitor și spre felul în care începem să devenim din ce în ce mai mult duios de absurzi și lipsiți de substanță. Am încercat în Reună cu minunata trupă de actori să dăm un sens și să mizăm pe empatie și umanitate acolo unde totul pare pierdut. Am încredere că am reușit să facem asta într-un spectacol care durează 88 de minute. Ultima zi de festival prezintă la ora 11.30 de minute spectacolul Prostia omenească în regia artistică a lui Alexandru Boureanu. Povestea celebra lui Ion Creangă va stârni hohotele de râs ale copiilor, dar și ale părinților și bunicilor. Managerul Teatrului Național din Craiova, regizorul Alexandru Boureanu, orchestrează magistral spectacolul secției Așchiuță, redescoperind minunatul universal al marelui nostru povestitor Ion Creangă. De la ora 19, duminică, în sala mare a Teatrului Alexandru Davila va fi pus în scenă spectacolul cu metrele, regia artistică fiind semnată de Attila Vizauer. La o întâlnire așa, ca între fete, cele 12 personaje feminine își trădează adevăratul caracter. Motivul este unul cât se poate de serios. Bucuria uneia stârnește invidia celorlalte. Piesa ce poartă amprenta regizorală a lui Atila Vizauer este o adevărată ispită pentru public, o chemare la o seară de bună dispoziție și umor.